Continuăm să învățăm din Scripturi, privind atât la cele bune cât și la cele rele, atât la cei buni cât și la cei răi. În această seară vom avea un om și o situație din cea de-a doua categorie, Abimelec, un om rău îngăduit de Dumnezeu. Istoria lui și începutul, ridicarea și căderea lui până la moarte, le avem în Cartea Judecător, capitolul 9. Cazul lui nu este izolat, dar el poate fi luat ca un simbol al răului, un fiu care distruge tot ce au realizat părinții, și care distruge și ucide tot ceea ce este bun în generația lui. Și-a omorât toți frații, cu excepția unuia ce a fugit. Iată ce este scris în capitolul 9, versetul 5. A venit în casa tatălui său la Ofra și a ucis pe frații săi, fiul lui Ierubal, adică lui Gedeon, 70 de oameni pe aceeași piatră. N-a scăpat decât Iotam, cel mai tânăr fiu al lui Ierubal, că se ascunsese. Gândiți-vă cât sadism, câtă cruzime, să-ți ucizi toți frații. Asemenea situații s-au mai derulat și citesc din Cartea a doua Cronici, capitolul 21, când un alt om rău, fiul unui tată foarte bun, Ioram, fiul lui Iosafat, a procedat la fel. 21:4. Când a luat Ioram în stăpânire împărăția tatălui său și când s-a întărit, a omorât cu sabia pe toți frații săi și pe vreo câțiva din capii lui Israel. Și în cazul acestui om, ca și în cazul lui Abimelec, așa cum vom vedea, Dumnezeu n-a stat nepăsător, dar câțiva ani, în cazul lui Abimelec 3 ani, în cazul lui Ioram mai mulți, istoria Israelului a fost zguduită de acești oameni răi. Vreau să ne întoarcem la Cartea Judecător, capitolul 9, și să citim încă de la început, versetele 57 și 58, pentru a vedea că acest început a avut și un sfârșit, că Dumnezeu este Alfa și Omega. Astfel, a făcut Dumnezeu să cadă asupra lui Abimelec răul pe care îl făcuse tatălui său, ucizând pe cei 70 de frații lui. Și Dumnezeu a făcut să cadă asupra capului oamenilor din Sihem tot răul pe care îl făcuseră. Astfel s-a împlinit față de blestemul lui Iotam, fiul lui Ieroboal. Să privim mai întâi la felul în care acest om s-a ridicat. Cum se poate ca într-un popor sfânt, sau cel puțin într-un popor al lui Dumnezeu, să se ridice un om satanic? Un om rău, cum îngăduie Dumnezeu un astfel de rău? Pentru că istoria se repetă. De aceea v-am dat încă un alt caz și de-a lungul istoriei sunt multe. El a folosit viclenia, o armă secretă a diavolului, dar care îi ajută să izbutească. Mai întâi a obținut încrederea, a avut suportul familiei mamei sale. Pentru că există o slăbiciune generală pentru cei din familie. Să citim din capitolul 9, versetul 1. Abimelec, fiul lui Ieroboal, s-a dus la Sihem, la frații mamei lui, pentru că el era frate doar de tată cu acei fii pe care îi ucisese. Se vede că el a fost legat de familia mamei lui. Și iată
cum le-a vorbit atât lor cât și la toată familia casei tatălui mamei sale. De aici a pornit răul. De la faptul că o mamă a avut un singur băiat și a ținut mult la el. De la faptul că unchii lui l-au protejat, l-au crezut, l-au privit bine, nepotul nostru. Și tot neamul a căzut în aceeași ispită. Și l-au răsfățat. I-au dat libertate să acționeze. Să se dezvolte simțămintele vinovate. Vă rog să rețineți. Scriptura spune în cartea Deuteronom. Și evreii aveau o învățătură clară în această privință, cum ar fi trebuit să procedeze ei și cum trebuie să procedăm noi, dacă în neamul nostru, în casa noastră, Doamne ferește, se ridică un om rău cu înclinații demonice. În Deuteronom, capitolul 13, vă citesc doar de la versetul 6. Dacă fratele tău, fiul mamei tale, sau fiul tău, sau fiica ta, sau nevastă ta care se odihnește la sânul tău, sau prietenul tău pe care îl iubești ca pe tine însuși, te ațâță în taină zicând, haide să slujim altor Dumnezei, Dumnezei pe care nici tu, nici părinții tăi nu i-ați cunoscut. Versetul 8. Să nu te învoiești și să nu-l asculți, să n-arunci spre el o privire de milă, să nu-l cruți și să nu-l ascunzi, ci să-l omori. Întâi mâna ta se ridice asupra lui ca să-l omoare și apoi mâna întregului popor, să-l ucizi cu pietre și să moară. Pentru că a căutat să te abată de la Domnul Dumnezeu tău care te-a scos din țara Egiptului, din casa robiei. Să se facă așa pentru ca totul Israelul să audă și să se teamă și să nu mai săvârșească o faptă așa de nelegiuită în mijlocul tău. Dar pentru că nu s-a respectat această măsură, ca răul să fie nimicit, să fie incriminat, să fie distrus la nivel de familie, el a ajuns să se extindă și toată țara a fost afectată, toată națiunea. După familie, el a cucerit aservirea locuitorilor Sihemului, pentru că el era din Sihem. Și oamenii din nou au o slăbiciune pentru cei din zona lor. Pentru cei din aceeași regiune, de unde sunt ei, e de al nostru. Iată ce scrie în Judecător 9, de la versetele 2 la 4. Și totodată aici vom vedea slăbiciunea poporului la slogane populiste. Oamenii sunt înșelați de publicități, de promisiuni, ca și Absalom altădată. An de zile, 4 la număr în acel caz, nu știu exact câți în situația noastră. Le-a tot spus oamenilor, cu viclenie, niște minciuni. Și cu vremea oamenii l-au crezut. Spuneți, vă rog, a zis el celor din familie și au spus și apoi a vorbit și el. În auzul tuturor locuitorilor din Sihem, este mai bine pentru voi ca 70 de oameni, toți fiii lui Roboal, să stăpânească peste voi sau un singur om să stăpânească peste voi? Era o logică în ce spune el. Dar el n-a spus că vrea să-i ucide pe ceilalți. El n-a zis, e mai bine să trăiască unul să moară 70. El a zis că doar vrea să domnească. Și aduceți-vă aminte că eu sunt os din oasele voastre și carne din carnea voastră. Eu sunt de-al vostru, voi sunteți de-ai mei. Frații mamei lui au spus toate cuvintele acestea pentru el în auzul tuturor locuitorilor din Sihem. Și atunci inima lor s-a plecat spre Abimelec. Căci își ziceau, el este frate cu noi. I-au dat 70 de sicli de argint pe care i-au ridicat din casa lui Balberit. Bani, idolatri. Abimelec a cumpărat cu ei pe niște oameni fără căpătâi și neastâmpărați care au mers după el. Hai să admitem că nu și-o dat seama. Dar ei nu cunoșteau ce fel de oameni sunt cei cu care s-a asociat?
că sunt oameni neserioși de nimic. Iată că după ce ți se înclină inima într-o parte, e greu să se mai îndrepte. Și după ce te duci după cineva și îți ia imaginea reală, te înșeală, te rătăcește mai departe. În viclenia lui a cucerit așadar mai întâi familia și apoi tot orașul. Și totodată s-a înconjurat de oameni ca el. Și după cum și Satana, când vine să cucerească, își ia oameni chiar mai rău decât capacitatea și nivelul acelui duh, pentru ca să fie sigur de izbândă. La fel și Absalom altădată s-a înconjurat de oameni care n-au știut ce fac. Acum să privim la atitudinea lui, la politica lui militară. Militară nu în a elibera țara, ci în a ajunge să stăpânească. În capitolul 9 cu 5, pe care l-am citit deja, este scris despre uciderea celor 68 de frații săi. O cruzime sub influența Satanei, fără milă. Și apoi în versetul 6 este scris: toți locuitorii din Sihem și toată casa lui Milo s-au strâns la oaltă și au venit de au făcut împărat pe Abimelec lângă steșarul sădit în Sihem. Iată că au acceptat să fie împăratul lor după ce și-au ucis toți frații. Gândiți-vă la toată masa aceea de oameni care s-au adunat să-l facă împărat. Ce inimă aveau și ei. Gândiți-vă la starea lor spirituală. Iată un om ajuns împărat, nu-i putem zice judecător, ce să judece, nu-i putem zice eliberator, n-a eliberat și n-a ajutat cu nimic, n-a adus o perioadă de pace. A fost doar un rău îngăduit de Dumnezeu. Ați văzut maniera în care s-a instalat. Dacă ar fi să privim în mod aplicativ, concret, la ceea ce li s-ar putea întâmpla și nouă, lăsând la o parte aspectele politice, în plan național, să sperăm că, apropo de alegeri, nu este niciun candidat de asemenea natură, dar mă gândesc în plan spiritual, în biserică. Să știți că oamenii satanei sunt foarte dornici să cărmuiască. Satana însuși este afectat într-o măsură foarte mare de mândrie, de dorința de a domina. Și să nu uitați că în viitor, asta ne spune profeția Noului Testament, diavolul vrea să instaleze în plan local, regional, național și mondial, oameni care să dorească chiar să ucidă pe frații lor. Nu este istoria plină de așa ceva? N-are biserica, atât cea catolică cât și cea protestantă, la activul ei ucideri? N-au fost omorâți oameni arși pe râu și torturați sub diferite forme? Viitorul ne stă în față. Nu uciși de comuniști, uciși de frații lor. De frații lor, nu adevărați frați. Dar de cei care au ajuns în conducere. Să privim și la evoluția evenimentelor până la căderea lui Abimelec. Care au fost, de fapt, cauzele căderii? Să urmărim pilda lui Iotam și prevestirea prin ea. Și vom vedea din ea câteva principii. Citim de la versetul 7. Iotam a aflat despre lucrul acesta, s-a dus și s-a așezat pe vârful muntelui Garizim și iată ce le-a strigat el cu glas tare. Nu uitați, muntele Garizim era locul de unde trebuia și de unde a fost citită binecuvântarea. Dar de data aceasta a fost citit un blestem.
Ascultați-l, locuitorii Sihemului, și Dumnezeu să vă asculte. Copacii au plecat să ungă în împărat și să-l pună în fruntea lor. Ei au zis măslinului, împărățește peste noi. Dar măslinul le-a răspuns, să împărăsesc eu unde lemnul meu pe care îmi aduce laude din partea lui Dumnezeu și a oamenilor, ca să mă duc să domnesc peste copaci? Refuz. Eu nu știu exact dacă în perioada aceea evreii au vrut să pun și pe un altul, dacă a fost, zis așa, un alt candidat la a fi conducător. Dar trebuie să înțelegem că poporul își merită conducătorul. V-am citit în versetul 6 că chiar după ce el a ucis pe frații lui, l-au pus împărat. Nu doar el era un criminal. Ceilalți erau în asentimentul lui, aveau aceeași natură, același spirit era în ei. Copaci. Copaci care nu sunt demni de un măslin. Citim mai departe o altă imagine asemănătoare. Și copacii au zis smochinului, vino tu de împărățește peste noi. Dar smochinul a răspuns, să împărăsesc eu dulceața mea și rodul meu cel minunat și să mă duc să domnesc peste copaci? Și copacii au zis, viții, o altă încercare, vino tu și domnește peste noi. Dar viții a răspuns, să împărăsesc eu vinul care înveselește pe Dumnezeu și pe oameni ca să mă duc să domnesc peste copaci? N-a acceptat niciunul. Să ne audă toți cei care la nivel de biserici, în plan spiritual, pentru că asta ne frământă, nu este treaba noastră ceea ce se întâmplă în societate, măcar că principiul este general valabil. Un om credincios niciodată nu se va complace și nu va accepta să conducă sau să păstorească niște oameni care nu vor să pocăiască, care nu vor să fie așa cum ar trebui să fie, doar de dragul de a stăpâni peste ei. Oamenii lui Dumnezeu nu au dorințe de stăpânire și dorințe de slujire. De aceea nici nu se împacă cu ideea de a domni, de a fi în fruntea oamenilor doar pentru a-i conduce, dar încotro. Iată însă cine se poate asocia cu copaci. Versetul 14. Atunci toți copacii au zis spinului, vină tu și împărățește peste noi. Vedeți? Oamenii ar vrea un om de valoare. Cineva cu care să fie mândri, care să-i ajute, dar nu să se schimbe. Dar cine se apucă de așa ceva? Însă unul din aceeași natură ca ei, sălbatică, o poate face. Și spinul a răspuns copacilor, dacă în adevăr vreți să mă ungeți ca împărat al vostru, atunci trebuie să-mi fiți vasal, tributar. Veniți și adăpostiți-vă sub umbra mea, astfel să iasă un foc din spin și să mistuie cedrii Libanului. Abimelec era spinul, iar cedrii Libanului erau cei mai puternici, poate, din țară, și copacii era tot poporul evreu care l-a acceptat, care l-a pus împărat peste ei. S-au asociat, repet, pentru că aparțineau pădurii și nici de cum grădinii. Se sălbăticiseră. Și acum întreabă direct, oare cu adevărat și cu toată curăția ați lucrat voi, făcând împărat pe Abimelec? Ați arătat voi bunătate față de Ierubal și de casa lui? V-ați portat voi oare cu el potrivit cu slujba pe care v-a făcut-o? Căci tatăl meu s-a luptat pentru voi și a pus viața în primejdie și v-a izbăvit din mâna lui Madian. Și voi v-ați ridicat împotriva casei tatălui meu, i-ați ucis fiii, 70 de oameni pe aceeași piatră. Și ați făcut împărat peste locuitorii din Sihem pe Abimelec, fiul roabei lui, pentru că este fratele vostru? Întrebări care toate și aveau un singur răspuns. Nu, nu, nu. Iată cum oamenii sunt nerecunoscători, dar are și asta o răsplată. Și acum pronunță blestemul, versetul 20. Dacă nu, pentru că acesta era răspunsul clar, corect,
Să iasă un foc din Abimelec și să miște pe locuitorii din Sihem și casa lui Milo. Și un foc să iasă din locuitorii Sihemului și din casa lui Milo și să mistuie pe Abimelec. Un om care și-a început cariera în timp ce blestemul deja plana peste el. Și peste oricine face răul, este aceeași soartă, aceeași așteptare. De aceea zice în Romani, capitolul 1 și 2, că oamenii fac fel și fel de rele. Ea așteaptă o judecată, dar ea are vremea ei. Să privim acum la conflictul care a apărut între acești oameni răi. Pentru că prieteniile vinovate sunt scurte și nu sfârșesc bine. Este interesant să vezi păcătoși care se iubesc. Mântuitorul spunea în predica sa, Matei 5, Luca 6, sunt oameni răi care se revanșează cu iubire unii față de alții, care se ajută, dar sfârșitul lor nu va fi în pace și în iubire, că ei n-au nici pace, nici dragoste. Sfârșitul lor va fi prin dezbinare, prin necaz. Abimelec stăpânise 3 ani peste Israel. Amintiți-vă că au fost alți ani când evreii au fost sub dominația unor popoare cananite. Acum se stăpâneau ei unii pe alții. Acum era un rău intern, că toate zrele. Și să fii sub dominația unor duhuri, unor stări de păcate, diverse, și să fii într-o stare de conflict și de asociere la rău, toate zrele. 3 ani îngăduiți de Dumnezeu. O plagă, ca și când altă dată a fost 3 ani de foamete. Atunci Dumnezeu a trimis un duh rău între Abimelec și locuitorii Sihemului. Și locuitorii Sihemului au fost necredincioși lui Abimelec. Dumnezeu n-a îngăduit acel duh decât după acea perioadă. Sunt situații pe care Dumnezeu le controlează și pe care noi nu le putem dicta în sensul de a le anula, de a le grăbi sau de a le întinde. Toate au o vreme. Iată cum a început conflictul între ei. Un duh a fost trimis, care a început să-i dezbine. Să înțeleagă și cei care se căsătoresc fără un gând curat, bun, cu o atitudine vinovată. Dumnezeu îi poate lăsa o vreme. Dar după aceea se vor dezbina, vor fi îngăduite duhuri peste ei. Cu ce scop? Versul 24 sau ca ce urmare? Pentru ca și cruzimea săvârșită cu cei 70 de fii al lui Roboal să-și ia pedeapsă și sângele lor să cadă asupra fratelor Abimelec, care îi ucisese, și asupra locuitorilor Sihemului, care îl ajutaseră să ucide pe frații lui săi. Așa după cum spunea Solomon, există o vreme când se aruncă pietrele, dar este alta, când trebuie strânse. Locuitorii Sihemului au pus la pândă împotriva lui pe vârfurile munților niște oameni, care jefuiau pe toți ce treceau pe lângă el, pe drum. Și lucrul acesta a fost adus la cunoștința lui Abimelec. Deja o ceată de partizani a început să distrugă, să jefuiască. Abimelec a aflat și iată în mod concret cum s-a derulat o acțiune de conflict. Gal, fiul lui Ebed, a venit cu frații săi și a trecut la Sihem. Locuitorii Sihemului au avut încredere în el. Au ieșit la câmp, le-au cules viile, le-au călcat strugurii și au început să se veselească. Au intrat în casa Dumnezeului lor, au mâncat și au băut și au blestemat pe Abimelec, în orașul unde el se proclamase ca împărat. Și Gal, fiul lui Ebed, zicea,
Cine este Abimelec și cine este Sihem ca să slujim lui Abimelec? Nu este el fiul lui Rubab și nu este Zebul îngrijitorul lui? Slujiți bărbaților lui Hamor, tatălui Sihem. De ce să slujim lui Abimelec? Oh, dacă aș fi eu stăpânul acestui popor, aș răsturna pe Abimelec. Și despre Abimelec zicea, strângeți oștirea și ieși. Zebul, cărmuitorul cetății, a auzit ce zicea Gal fiul lui Ebed, care era un intrus în oraș și care câștigase inima unei părți din locuitori sau a oamenilor care îl însoțeau. S-a aprins de mânie, a trimis pe ascunzișul la Abimelec ca să-i spună, iată Gal fiul lui Ebed și frații lui au venit la Sihem și au răsculat cetatea împotriva ta. Acum pleacă noaptea tu și poporul care este cu tine și stai la pândă în câmp. Dimineața, la răsăritul soarelui, să te arunci cu năval asupra cetății și când Gal și poporul care este cu el vor ieși împotriva ta, să-i faci ce-ți vor îngădui puterile. Abimelec și tot poporul care era cu el a plecat noaptea și s-au pus la pândă lângă Sihem, împărțiți în patru cete. Gal fiul lui Ebed a ieșit și a stătut la intrarea porții cetății. Abimelec și tot poporul care erau cu el s-au sculat atunci de la pândă. Deci, a început războiul. Unii în câmp, ceilalți din cetate. Gal a zărit poporul și a zis lui Zebul, iată un popor care se pogoară din vârful munților. Zebul a răspuns, este umbra munților pe care ei drept oameni. Gal, urând iarăși cuvântul, a zis, este chiar un popor care se pogoară de pe înălțimile țării și o ceată vine pe drumul stejarului ghicitorilor. Zebul a răspuns, unde ți este acum gura cu care ziceai, cine este Abimelec ca să-i slujim? Nu este oare acesta poporul pe care îl disprețuiai? Mergi acum și luptă-te cu el. Gal a ieșit în fruntea locuitorilor Sihemului și s-a luptat cu Abimelec. Vechii lui asociați erau acum adversari pe front. Urmărit de Abimelec, a luat-o la fugă dinaintea lui și mulți oameni au căzut morți până la intrarea porții. Abimelec s-a oprit la Aruma și Zebul a izgonit pe Gal și pe frații lui care n-au putut să rămână la Sihem. Aparent și pe moment s-a reinstalat conducător în Sihem. A doua zi poporul a ieșit la câmp, Abimelec căruia s-a dat de știre și a luat ceata, a împărțit-o în trei părți și s-a pus la pândă în câmp. Văzând că poporul ieșea din cetate, s-a sculat împotriva lor și i-a bătut. Abimelec și cetele care erau cu el au pornit înainte și s-au așezat la intrarea porții cetății. Două din aceste cete s-au aruncat asupra tuturor celorlalți ce erau în câmp și i-au bătut. Abimelec a bătut cetatea toată ziua, a luat-o și a ucis poporul care se afla în ea. Apoi a dărâmat cetatea până în temelie și a presărat sare peste ea. La auzul acestui lucru, toți locuitorii turnului Sihemului s-au dus în cetățuia casei Dumnezeului Berit. Vă rog să observați cum toate evenimentele au și un revers. Locuitorii din Sihem l-au proclamat ca împărat. Acum le-a fost distrusă cetatea. De cine? De împăratul lor. Banii cu care a început Abimelec acțiunea au fost din casa lui Balberit. Acum oamenii se adunaseră în același turn, pentru că avea și acolo să urmeze un revers. S-a dat știrea lui Abimelec că toți locuitorii din turnul Sihemului s-au strâns acolo. Atunci Abimelec s-a suit pe muntele Țalmon, el și tot poporul care era cu el. A luat o secură în mână, a tăiat o ramură de copac, a luat-o și a pus-o pe umăr. Apoi a zis poporului care era cu el, ați văzut ce am făcut? Grăbiți-vă și faceți și voi ca mine. Au tăiat fiecare câte o ramură și au mers după Abimelec, au așezat ramurile lângă cetățuie, i-au dat foc, ei și celor ce se aflau în ea, arși de vii. Așa au perit toți oamenii din turnul Sihemului, număr de aproape 1000, bărbați și femei. Dar în răutatea lui nu s-a oprit la atât. A pornit împotriva tebețului, a împresurat tebețul și l-a luat. În mijlocul cetății era un tur tare, unde au fugit toți locuitorii cetății, bărbați și femei, au încuiat ușile după ei, s-au suit pe acoperișul turnului. Abimelec a ajuns la turn, l-a bătut și s-a apropiat de ușa turnului ca să-i pună foc. Și acum venise sfârșitul. Atunci o femeie a aruncat o piatră de râșniță pe capul lui Abimelec și i-a sfărâmat țeasta capului. Îndată el a chemat pe tânărul care îi purta armele și i-a zis, scoate-ți sabia și omoară-mă, ca să nu se zică de mine l-a omorât o femeie. Tânărul l-a străpuns cu sabia
și a murit. Când au văzut bărbații lui Israel că Abimelec a murit, au plecat fiecare acasă. Iată cum au fost pedepsiți locuitorii din Sihem și vreau să înțelegem de aici că Dumnezeu poate pedepsi și un popor, poate pedepsi și un om la fel de simplu. Dumnezeu poate nimici o țară sau o familie. Depinde cât sunt vinovați. Toți cei vinovați își vor lua o sânda. Și fiecare după vinovăția lui. De aceea vreau să tragem câteva învățăminte. Răul făcut se pedepsește. Blestemul întemeiat îl ajunge pe om. Și Dumnezeu îngăduie răul o vreme, dar vine apoi o altă vreme, când Dumnezeu pedepsește tot răul. Vreau să ne deplasăm pentru puțin în cartea Obadia. Și să citim despre dușmânia dintre Edom și Israel. Și nu uitați că ei au fost frați. Și nu uitați că aceste ispite pot veni între noi. Un om firesc, un om care se lasă aprins de răutate, de aprindere, pismă, poate să ajungă să nutrească cele mai vinovate sentimente față de fratele său. Se poate manifesta de la ură până la ucidere, de la vorbe rele până la cruzime. Citim din Obadia, de la versetul 10. Citim și nouă. Vitejii tăi temane se vor înspăimânta, pentru că toți cei din muntele lui Esau să piară în măcel. Din pricina sălniciei făcute împotriva fratelui tău Iacov, vei fi acoperit de rușine și vei fi nimicit cu desăvârșire pentru totdeauna. Căci în ziua când stăteai în fața lui, în ziua când străinii luau averea, când străinii intrau pe porții lui și aruncau sorțul asupra Ierusalimului, și tu erai atunci ca unul din ei. Vă rog să nu vă gândiți numai la Abimelec, vă rog să vă gândiți la toți locuitorii din Sihem. El a ajutat pe Abimelec, au fost în asentimentul lui. Nu trebuie să conduci tu acțiunea. Trebuie doar să fii de acord, doar să contribui cu vorbe vinovate, de a ucide pe cineva cu vorba, sau să faci diferite lucruri vinovate împotriva lui. Și acum începe o serie de expresii, nu trebuia. Abimelec n-ar fi trebuit să facă așa. Sihem și cei din Milo n-ar fi trebuit să facă așa. Nu trebuia să te uiți mulțumit în ziua fratelui tău, în ziua nenorocirii lui. Iată cum o stare de mulțumire să-ți pară bine de ce i s-a întâmplat lui va fi pedepsit într-o zi de Dumnezeu. Și la un dușman, dacă îi se întâmplă ceva rău, trebuie să te doară. Să nu te bucuri. Dragostea nu se bucură de nelegiuire, nu se bucură de rău. Nu trebuia să te bucuri de copiii lui Iuda în ziua peririi lor. Nu cumva să zici, așa le trebuie. Asta Dumnezeu poate să o spună. Nu trebuia să vorbești cu seminție în ziua strâmtorării. Păzește-te! Nici nu trebuia să intri pe porțile poporului tău în ziua nenorocirii lui. Nici nu trebuia să te bucuri din nenorocirea lui în ziua prăpădului lui. Și nu trebuia să pui mâna pe bogățiile lui în ziua prăpădului lui. Nu trebuia să stai la răspântii ca să nimicești pe fugarii lui. Și nici nu trebuia să dai în mâna vrăjmașului pe cei ce scăpaseră din el în ziua necazului. Nu trebuia. Că ziua Domnului este aproape pentru toate neamurile. Ce se întâmplă ziua Domnului? Adică este ziua când Dumnezeu intervine ca să împartă dreptatea. Dar uneori ne mirăm câte vreme îngăduie Dumnezeu pe oameni.
Cum ai făcut, așa ți se va face. Faptele tale se vor întoarce asupra capului tău. Căci după cum ați băut paharul mâniei, voi și de pe muntele meu cel sfânt, toate neamurile vorbea necurmat, vorbea, vor sorbi din el și vor fi ca și când n-ar fi fost niciodată. Cât a durat dezbățul lor, stricăciunea lor, 3 ani? Gândiți-vă că n-au fost toți bătrâni, ar mai fi putut să trăiască mulți ani. Dar sentința pentru ei sună astfel, în 3 ani veți pieri toți. Dumnezeu are îndelungă răbdare, dar e doar îndelungă, nu-i veșnică. Într-o zi, Dumnezeu va spune cuvântul. Și Dumnezeu te așteaptă, te lasă. Șansele mari sunt dacă în acea perioadă te pocăiești, dar cu o pedeapsă tot te întâlnești. Dar pentru cine nici nu se pocăiește, va suporta pedeapsa maximă din partea lui Dumnezeu. V-am spus că sunt situații multe. Vă mai amintesc una, întreagăt. Frații lui Iosif l-au urât, l-au pismuit, l-au vândut. Unii ar fi vrut să-l ucidă, ar fi vrut ca el să moară. A venit vremea. Când li s-a răsplătit că cineva le-a adus mâncare și ei i-au făcut rău și au ajuns în foamete. Când l-au izolat pe fratele lor, riscau să ajungă ei închiși. S-au întâlnit cu faptele lor. Vreau să înțelegem că răul are o vreme de libertate în care Dumnezeu lasă pe oameni să facă ce vor. Există acea întrebare nebună. Dacă Dumnezeu a știut că diavolul păcătuiește, de ce îl lasă? Nu știe Dumnezeu ce fac oamenii? Dar chiar după ce fac, uite că îi lasă. Faptul că Dumnezeu, după ce un om începe să facă rău, încă îi permite să-l facă mai departe, e o dovadă că Dumnezeu știa și dinainte, dar l-a îngăduit. Că Dumnezeu oferă libertate oamenilor, oferă libertate demonilor. Și în asociere, oamenii cu demonii fac orice rău posibil. E o vreme liberă. Și astăzi se reclamă libertate din plin, ca oamenii, într-un mod ciudat, să facă rău, imoralitate, dar este și violență și stricăciuni de tot felul. Și Dumnezeu îi îngăduie. Exact cum scrie în cartea profetului Daniel, dacă suntem pe aproape aici, în Profeții Mici, citesc din capitolul 7, versetul 12, unde se regăsește expresia asta, a îngădui, a permite. Citim și 11, să înțelegem mai bine. Eu mă uitam mereu, din pricina cuvintelor pline de trufie pe care le rostea cornul acela. Fiara care va veni este una dintre cele mai grozave stări îngăduite de Dumnezeu. M-am uitat până când fiara a fost ucisă, îi vine vremea. Și trupul ei a fost nimicit și aruncat în foc ca să fie ars. Și celelalte fiare au fost dezbrăcate de puterea lor, dar li s-a îngăduit o lungire a vieții până la o vreme și un ceas anumit. Vreau să înțelegem acest principiu și din Ieremia 25. Și atunci ne vom da seama cum i-a suportat Dumnezeu și pe hitleriști, și pe comuniști, și pe Abimelec, și pe toți. Și câte un om, sub diferite ipostaze, 25 de la versetul 15. Căci așa mi-a vorbit Domnul Dumnezeu lui Israel. Ia din mâna mea acest potir, plin cu vinul mâniei mele, și dă-l să-l bea toate neamurile la care te voi trimite. Vorbea și se vor ameți și vor fi ca niște nebuni la vederea săbiei pe care o voi trimite în mijlocul lor. Eu am luat potirul din mâna Domnului, l-am dat să-l bea toate neamurile la care mă trimitea Domnul. Și enumeră Ierusalim, Egipt, Arabia,
Nu le citesc pe toate, doar le survolăm cu privirea. Citesc de la 26. Tuturor împăraților de la miază noapte, de aproape sau de departe, și unora și altora, și tuturor împărațiilor lumii, care sunt pe fața pământului, iar împăratul șeșacului va bea după ei. Prin el Dumnezeu a pedepsit pe ceilalți, l-a folosit ca un ciocan, și apoi i-a venit și lui nimicire. Deci oamenii răi sunt îngăduiți de Dumnezeu ca într-un vin al nebuniei, după ce l-au consumat. De aceea te mir cum au putut evreii să-l pună împărat pe Abimelec. Le-a fost îngăduită orbirea minții. De aceea să-i mulțumim lui Dumnezeu că ne dă lumină. Dar n-avem lumină numai dacă suntem măslin, smochin sau viță de vie. Atunci nu te asociezi cu copaci. Spinul se bucură. Au tot aceeași natură. Și o vreme spinul domnește peste copaci, până când vine focul. Adică peste cei răi, de regulă, domnește unul și mai rău. Și scrie aici, versetul 27, să le spui, așa vorbește Domnul oștirilor Dumnezeului Israel, beți, îmbătați-vă și vărsați, cădeți fără să vă mai ridicați la vederea săbii pe care o voi trimite în mijlocul vostru. Și dacă nu vor vrea să ia din mâna ta potirul ca să bea, spune-le, așa vorbește Domnul oștirilor, beți, este momentul judecății, n-ar fi vrut să vină, degeaba. Ai băut din vinul răutății, acum trebuie să bei și din vinul judecății. Și cartea Apocalipsei ne spune că Babilonul religios, acea femeie, avea un potir din care băuse și oamenii erau amețiți. Și să nu vă mirați când oamenii se asociază la rău, pentru că sunt întunecați la minte. Dar vine vremea când li se va pune în mână un alt pahar, vinul mâniei. Și după cum parcă în nebunie au acționat până la un moment dat cei din Sihem și l-au pus pe Abimelec împărat, tot în nebunie au acționat după aceea, au intrat în conflict și nu s-au lăsat până nu s-au nimicit unii pe alții. O imagine asemănătoare avem în cazul lui Ahab și a Izabelei. Te miri cât l-a îngăduit Dumnezeu, a distrus pe toți credincioșii și a omorât pe proroși cu sabie. Dar așa era poporul. Și-a meritat conducătorul. Dar a venit vremea când prin profetul Ilie s-a dat o sentință. Pentru Izabela, Ahab și urmașii lor. Și un ultim gând. De unde provine răul acesta, care aduce un rău și mai mare și care în final aduce pedeapsa? Care-i izvorul, care-i sămânța răului? Să știți că răul este izvorât din rău. Dar răul mare este izvorât dintr-un rău mai mic. Revin la cartea Judecători și citesc din capitolul 8, capitolul anterior situației noastre. Versetul 31. Citesc despre tatăl lui Abimelec, țiitoarea lui, care era la Sihem, i-a născut de asemenea un fiu căruia a pus numele Abimelec. Abimelec s-a născut dintr-o relație extraconjugală, iar păcatul s-a consumat la Sihem. Acolo a fost originea răului. Răul se naște din rău. Și crește într-o proporție mai mare decât una geometrică, ajunge la cantități industriale și distruge. Dar de unde pornește totul? De la un rău, aparent mic. De aceea Scriptura zice, feriți-vă de tot ce se pare rău. Nu lăsați vreun lăstar de amărăciune. Dați la o parte păcatul, piedicile.
Pentru că un rău mic naște o rău mare. Tigri mici se fac mari și tigri mari ucid oameni, cum se spune în Africa. Și diavolul, de regulă la început, introduce răul în cantități farmaceutice. Și el cu vremea se dezvoltă și, repet, ajunge în cantități industriale. Atât îi trebuie diavolului, un punct. Cui lui pepelea. Și răul acesta se dezvoltă. Eu nu știu exact ce s-ar fi putut face sau cum ar fi fost dacă era altfel, dar dintr-o relație semi-extraconjugală, Avram cu Agar, s-a născut Ismael. Și de atunci s-a spus, mâna tuturor oamenilor va fi împotriva lui și mâna lui va fi împotriva tuturor oamenilor. Și va fi conflict până se termine istoria pământului între evrei și arabi, între urmașii lui Isaac și urmașii lui Ismael. Rău care durează o vreme mai scurtă sau mai lungă, dar care, repet, se naște dintr-un rău aparent micuț. Și noi zicem uneori, da, ce e o problemă asta? E o mare problemă. Dumnezeu să ne păzească de rău și de păcat. Și noi să ne ferim de orice stare vinovată și păcătoasă. Pentru că ne vom mira de proporțiile ce le va lua rău. Și în urmă vor da alții din cap când vor vedea ce judecăți și ce pedepse aduce rău. Dacă lui Gedeon ar fi spus cineva ce se naște din relația lui cu acea țiitoare din Sihem, nu știu dacă ar fi crezut. Cred că ar fi fugit să nu treacă pe la Sihem, ar fi pus soldați de pază să nu intre acolo. Dacă David ar fi fost conștient cât rău, câtă durere avea să se nască din relația lui cu Batjeba, ah, dacă ar fi putut întoarce istoria înapoi. Știți câte au decurs și de acolo. Feriți-vă, păziți-vă și Dumnezeu să ne ajute. Că în urmă vom suporta cele mai grele stări. De bună seamă și în vremea aceea au fost oameni credincioși în Israel. Pe aici, pe acolo, izolați, mai tineri sau mai bătrâni, încă trei oameni din vremea lui Gedeon. Gândiți-vă la Iotam. Nume real de aici. A fugit și a locuit departe în acei trei ani. Și alții ca el, câte durere, cât plâns, cât necaz. Probabil au fost asupriți și de alte popoare din jur, că multe rele vin. Aici avem doar o parte, o față a problemei descrise. Sau dacă ar fi ultim exemplu să-l dau, cât rău s-a cauzat de la căderea diavolului în universul acesta. Eu nu știu ce s-a întâmplat înainte, de câtă vreme Dumnezeu și cu Fiul Său domnesc în veșnicia aceasta, când au fost creați îngerii, câtă vreme a fost pace și liniște în cer. Și într-o zi a izbucnit un conflict. Diavolul a provocat căderea îngerilor și de atunci sunt 6.000 de ani de istorie. Și cum zice un vers de poezie, de atunci sunt 6.000 de ani. Și an de an, ca doi titani, pe cele două emisfere se luptă besna cu lumina. Iată câtă mizerie și cât mai durează. Dar exemplul lui Abimelec este exemplul universului întreg. Dumnezeu îngăduie rău. Un rău izborât dintr-un punct, dintr-o scânteie ca la foc. Și suportat cu greutate ani și milenii. Și răul acesta se termină cu judecată pe măsură. Singura bucurie este că Dumnezeu în final iarăși va aduce pacea, prosperitatea și binecuvântarea. Singura bucurie este că măslinul, vița de vie și smochinul nu vor fi arse. Astea rămân în afara pădurii.
Astea îl vor înveseli pe Dumnezeu și pe oameni. Astea vor primi laude din partea lui Dumnezeu și a oamenilor. De aceea, frați și surori, în asemenea stări și în asemenea vremuri, nu intrați în pădure. Rămâneți măslin, smochin sau viță de vie. Și Dumnezeu să vă umple de roade. Căci noi avem o altă natură. Putem fi alte caractere și rău să fie separat de noi. El să aibă istoria lui, urmarea lui și noi să ne păstrăm deoparte. Nici împărați peste ei dacă vor să ne spună. Nici o formă de asociere cu rău, pentru ca nu cumva să ni se spună într-o zi, nu trebuia, ai greșit și vine peste tine pedeapsa. Peste noi să nu vină blestemul. Peste noi de pe același munte, Garizim, să se citească după lege binecuvântarea. Și Dumnezeu s-o dea peste toți. Binele este binecuvântat. Binele este asociat cu viața și cu binecuvântarea, scrie în Deuteronom 30, și Domnul să le aducă din plin. Amin.